Che tal? Ma che è sta pranzo de Bordeaux? La vest. Ah, io non credo che mi descurmo. Ma sta dacele, ca in Italia. Și momentul să avem puțin timp și dacă tot îl avem, atunci să fie timp de o bira, testul italian. Un show care își propune să găsească cea mai curajoasă și pricepută vedetă care să câștige provocările italienești. Cine ar putea să jurizeze dacă nu un șef italiano vero, adică Marco! Ciao. Și bineînțeles, un show nu este complet dacă nu are și concurenți. Cine să fie concurenții care se vor înfrunta noi cu provocările? Ha, ha, sunt Diana Negru, prietena mea. Oase? Ai oase? Sau cum îți spuneți acasă? Hey, nu pot să zic, secretul bucătarului. Ionuț, ne cunoaștem de mult timp. Cea de-a treia concurentă, Vera Alina. Vera sau Alina? Fata lui Gologan, Vera. Așa mă găsiți pe Instagram. Super. A fost un moment de promo. Și acum să mergem mai departe la... La provocare. Cu ce-i provocăm? Am exact ce trebuie. Ce trebuie? O provocare care tocmai a zburat din Italia basta, și e destul de basta, grea. Basta, non si rompe la pasta, ma come cavolo la fanno la pasta? La pasta rotta, ma come la mangio col cucchiaio sta pasta? Ma io butto per este terra. Este și un pic supărat pentru că a văzut cum puneți pastele la fiert aici în România. Edoardo? Edoardo, dopo tre ore mi chiamano. Guarda i campi, Edoardo. Atât vă zic că a venit pornit, e clar. Practic trebuie să câștigați cearta cu Edoardo, dar doar prin cuvinte frumoase. Mei Alina, ești prima invitată la ceartă. Basta. Yes. Una. Ma buona cosa, buona cosa. Vai, ma hai direct. Ma sto morendo di fame, da sei anni che sto qua, non riesco a mangiare un piatto buono. Cum, non mai mica buono romania? No, mai, no. Non si ma che branza, sempre questa branza, branza de Bordeaux, ma che è sta branza de Bordeaux? The best. Ma che the best, è orribile, è brutta la branza de Bordeaux. Vuoi cucinare italiano? Ma dove vai? Dove vai, se ne va? Guarda, non c'ho più voglia, non c'è bisogno neanche che li porti qua. Ma è buono, è buono. Si può mangiare, in Italia mangiamo il pecorino, no? Branza de Bordeaux, vuoi cucinare italiano? Compra il formaggio italiano, poco. Ma dove vai? Ma dove vai? Che bene, che bene. Saluti a tutti. È andata questa da 20 minuti e sta là a cucinare, stavo parlando con le due persone civili, è andata a cucinare così, si alza, se ne va, non torna più, che un piatto di pasta solo ha fatto, e per me che mi impressioni così con un piatto di pasta, magari ne porti due. Pensi soltanto per te? Va, che è meglio, mangio io che ho fame, stamattina sono alzato presto e non ho mangiato niente, vediamo, non sarà buona, però almeno mangio qualcosa oggi. Cazzo. Con un piatto di pasta, però. Brava, Alina. Hai, che am rezolvat. Am trecut de primul concurent. Bravo, Alina. Yes. Bravo, Alina. Aproape că ai trișat. Oase, tu cum ești cu cearta? E, uite, aici am un minus. Păi hai să lucrăm cu plusurile, ce zici? Hai, gata, iară. Hola. Che tal? Hola. Che siamo in Spagna siamo, hanno un po' di italiano imparano, no? Ciao, come stai? Si dice. No, dove siamo qua? Non intendo italiano. Non intendo italiano, impara se non intendi. Impara un po' di italiano, ciao. Edoardo, come stai? Loco, Edoardo. Loco! Ah, dice sì. Tu sei pazzo, tu con sta camicia coi soli, ma ti sei vista allo specchio? Non se lega. Come vieni vestito? E mi dice a me sono pazzo, tu sei un pazzo. Certo. Ma hai visto mai un pazzo italiano? Chi è pazzo? Pazzo. Tu sei pazzo. Pazzo. Asciugati. Ma che fai? Che fai, pagliaccio con la busta di carta? Smettila, va. Edoardo! Cred că acum îl bate. Haide-mă că ești de treabă, mă. Alo? Alo? Hai să te cerci și tu puțin. Hai că încerc. Hai, baftă. Cine te-a supărat? E i tuoi colleghi, che non si riesce a fare un discorso, vengono qua, devono convincere a me. Io te-am supărat? Non tu, ma i tuoi colleghi che vengono a convincermi qua il formaggio non è buono. Non înțeleg ce zic. Ma come non capisci? A me il formaggio piace, lo conosco, ma no questa branza romena sta... Io sono italiano, sono stato in tanti posti in Italia, ho fatto quello che volevo e lo conosco il formaggio buono. Brânză bună.
Brânza? Îți place brânza? Asta era? Păi, găsim-o pe aici, Marco! Imediat! Guarda, Caro, ți-am adus o selecție de brânzeturi italianești autentice, ca să te calmezi. Oh, grazie, finalmente! Haide, ține și tu așa să facem o poză. Ei, și asta a fost provocarea noastră. Ce părere are juriul? Bravissimo, chiar v-ați descurcat foarte bine. Nu credeam că poate cineva să câștige ceartă cu un italian. Înainte de toate vreau să o felicit pe Alina. 10, bravo. 9, 8, Marco? Da, imediat, imediat. Uite, Alina e o notă 6, iar Roase 2,4. Să-mi zici 5,9. Păi, nu, stai puțin. Te-ai încurcat? Da, am greșit. Hai să o reluăm așa. Sânzi, 4,4. La tine, Oase, chiar greșisem, iartă-mă. 0,7. Alina, 8,2. Deci Alina este fericită, câștigătoare, șarpei roșii, felicitări, felicitări, felicitări și voi. Stai puțin. Deci eu am ieșit pe locul 3. Da. Deci sunt pe podium. Da! Solo, mulțumim vouă, mulțumim jurului experimentat. Nu mai avem timp, deci dragilor, salut a tutti. Să ne vedem data viitoare, sănătoși. Asta e a mea. Salute!